Văd aici, hai ce, linie, ăla cu atât mai în față jucătorul Craiovei, David mai în față. Umăr, care umăr, mă? Păi umărul nu e mai acolo, mă, decât piciorul. Înțelegi? Cum să faci asemenea mizerii? Păi nu, l-ați văzut și voi, nu? Voi cum ziceți că este? Sunteți de partea lui lor? Și voi sau? Eu ai eu sunt prieten cu voi, vă primez, vă primesc așa, vă testinez cu mine. Să ziceți, da, domnule, n-a fost offside. Și out atunci. Cum? Și out la corner. Și out la corner, bravo, da. Uite, bravo, uite, vezi? Apropo, uite, cei de la... N-a fost gol. N-a fost gol. Ne-a luat două puncte. Ce? De ce credeți că e toată coaliția asta anti-FCSB sau anti-Becali? Nu, este anti-Becali. Nu, n-au treabă ei cu... Cu FCSB, nu sunt împotriva FCSB, sunt împotriva mea. Și nu neapărat arbitrii, cât lumea din jur. Și atunci sunt duhurile care influențează. Adică dacă vezi că toată lumea, adică stă împotriva lui Becali, le e frică să dea favoarea Becali. Și atunci asta era o decizie în favoarea Becali. Că nu avea cu jucat niciun fel de probleme. I-a dat roșu, omul n-ai ce să-i spui. I-a dat omul roșu, deci n-ai ce să-i spui că împotriva mea. Numai că el ca țigan nici era nu împotriva mea. Nu mai a făcut tiki-tiki în pantalon. Că a zis ăla de la Digi, o să intervină Hațigan! Hațigan e la VAR! Hațigan o să intervină! O să facă Hațigan! Și el Hațigan, el la care a făcut tiki-tiki, a zis, domne, trebuie să intervin, că cumva să nu mai se oprească tiki-tiki. Dar credeți că... Păi dar nu e așa, păi dar nu e mai așa. Păi de unde? Care e offside? Cum să inventezi offside?